Okay. Doamna Cornelia, pe cine salutăm? Deci vreau să fac și eu câteva dedicații. Vă ascultăm. În primul rând vreau să mulțumesc la toți artiștii din această seară că sunt alături de mine, în special lui domnul Ungureanu, care a venit la o distanță foarte mare, vă mulțumesc din suflet, lui domnul Relu, care e alături de mine întotdeauna la toate emisiunile mele, lui Cristinica, care a venit tot de departe și îi mulțumesc din suflet, și pentru toți care sunt invitați în această seară, vreau să le transmit la copiii mei din Germania multă, multă sănătate, la nepoții mei, mama iubește foarte mult, lui soțul meu, care niciodată nu și care niciodată nu spune nu, așa. E bine că am prima zi, dar cum știi tu. Foarte bine, așa. Doamne, când îl aduceți pe soțul la mine? După dată ca să-l vedeți. Promiteți, da? Promit. Pentru toți vecinii mei, pentru surioara mea care este puțin bolnăvioară, transmis sănătate, pentru fina mea care mă însoțește la fiecare emisiune care e lângă mine și e foarte bolnavă, pentru Mihuț, fiul meu care e bolnav, îi doresc sănătate, pentru Alinuța, pentru Micăiță, pentru fratele meu Adrian, pentru cumnata mea Ionica și pentru toate neamurile mele, că nu avem timp. Și pentru dumneavoastră, că aveți o memorie. Și pentru mine. Și pentru Gori, nepotul meu, sigur că da. Și îi mulțumesc și lui Alinuța, care colaborez cu ea în continuare de acum înainte, să dea Dumnezeu sănătate și vrem colaborări frumoase, cum am avut și până acum. Doamne ajută! Ajută! Dacă tot avem un sărbătorit, eu îl chem alături de mine.